Edith Ofnița și oferim serviciul Flori pentru tine. Stimate domn, cunoaștem că astăzi sărbătoriți ziua de naștere. Cineva ne-a scris un mesaj. Ca să îl transmitem pentru dumneavoastră, aceste flori, tortă, mersi mult, și șampanie pentru masa de sărbătoare și pentru toți invitații dumneavoastră. Și cum credeți, cine sunt autorii acestei surprize? Tare, nici prin gândul ne vine, sincer. Nu știu, poate prietenii apropiați, poate cineva din rude, nu știu, poate... Sincer, nu vă pot spune. Este cineva la masă? Cum sărbătoriți? Bine, sunt în familie, prietenilor și mai apropiați. Cine vă lipsește de la masă de sărbătoare? Gata, m-am priceput. Am făcut cadou, dacă nu mă înșel, șine. Așa? Or nu? Sunt în Franța, sunt în Paris. Această surpriză este din Franța. Da. M-am priceput că s-au interesat vreo 3 zile unde să fiu. Ascultați și mesajul care este pentru dumneavoastră. La mulți ani binecuvântați cu multă sănătate, clipe fericite și belșug, scumpul nostru naș. Cu ocazia zilei de naștere, primește în dar de la noi cele mai elese urări de bine, cu mult noroc și împliniri sufletești. Îți dorim ca lumina acestei zile să-ți aducă noi speranțe și vise împlinite. Să ai parte de magia unei veți fericite alături de cei dragi inimii. Îți mulțumim că mereu ne ești alături cu un sfat și cu toată susținerea. Ne oferi ajutor și ne îndrum pe calea vieții. Să știi că te stimăm mult și îți dorim tot binele din lume. La mulți ani, cu multe motive de fericire. Mesajul este semnat de finii Eduard și Victoria Știrbu, împreună cu finuțul David, care vă spun în sincer la mulți ani. Dumneavoastră, ce le spuneți? Mersi mult! Felicitările și la Fina, că ocazia de zile ieri din naștere, că am felicitat-o cum am putut, la așa surpriză nu m-am așteptat de la dânși. Mersi mult și sunt foarte emoționat. Nu ajunge. Mersi! Și noi și noi, adică vă mulțumim, felicitări de la Moldova, o surpriză foarte plăcută și vouă la mulți ani!